Încă un an începe fără ca responsabilii din Palatul Comunal să poată organiza concurs de angajări. În aceste condiții, criza de funcționari se acutizează, ajungându-se la o lipsă de aproape 250 de persoane. Deocamdată sper să primim termene mai scurte la procese, pentru că ne costă o mulțime de bani faptul că nu putem funcționa cu organigramă corectă. Procesele pe rol cu polițiștii locali țin pe loc organigrama primăriei. Se așteaptă verdictele judecătorilor. Oficial, avem 242 de oameni lipsă în primăria Buzău și, paradoxal, 323 de oameni în plus care nu-i putem utiliza de posturi de polițiști locali. În același timp, cam 80% din posturile de conducere sunt vacante. Este o situație nenorocită, dar cu toate acestea nu mă plâng. În funcție de situația pe care o am, încerc să fac față cu echipa care o am în momentul ăsta. Schema nouă de personal pentru primăria Buzău a fost întocmită la câteva luni după alegerile din iunie 2016. Între timp însă, cei aproape 300 de polițiști locali la care primarul Constantin Toma vrea să renunțe au cerut în instanță suspendarea organigramei în care ei nu mai figurau. La primele decizii ale magistraților, polițiștii locali au câștigat, astfel că se așteaptă judecarea proceselor pe fond, lucru care ar putea fi de lungă durată.